faptul că eu sunt contactat de unele persoane cunoscute foarte bine pe arena politică a globului pământesc, este clar că pe mai mult se deranjează prezența mea în această campanie, că dacă vin deja unele așa rugăminți, oferte, dar poate vă excludeți până luni, din motiv de sănătate, din tăierea până vineri, adică până la altă. Asta înseamnă că sate deranjează. Și lucrul ăsta mie îmi doar îmi dă putere să merg înainte, deoarece eu doar am spus-o de mai multe ori. Eu nu vreau să-i plac cuiva în afară țării. Pentru mine e important să am susținerea în interiorul țării. Și faptul că cineva din exterior este foarte tare deranjat și dintr-o parte, din altă, cum ală țării, beată, nerniciți, înseamnă că asta e situația. Dumneavoastră chiar considerați că cineva din afara țării o să vă permit ca dumneavoastră să ajungeți șef de stat sau cel puțin la guvernare în contextul în care în 33 de ani în Moldova țara asta a fost condusă de ambasade și o să vină un oarecare usat și el va decide? Astăzi încă pot. Încă o dată. Uitați-vă, când am fost exclus în 2014, eu chiar aveam o experiență foarte mică în politică. Cunoșteam mai puțini oameni în țară. Și oricum atunci am făcut o greșeală. Adică trebuia să mă bat altfel atunci. Acum eu sunt gata pentru orice scenariu. Domnul Gonță, eu deja am imunitate la atacuri. Eu astăzi am o imunitate în 10 ani atât de mare că, să nu știi de ochi, pe mine nici COVID-ul nu m-a luat. Pe toți împrejur. Așa e și o glumă, să nu e asta. Dar încă o dată, adică eu sunt gata pentru orice scenariu. Pentru orice scenariu. Domnul Sate, da. Nu doar a câștigat, dar și a mi-a apărat victoria. Există astăzi interesul național al Republicii Moldova, care este mai presus de tot. Este interesul național și interesul cetățeanului. Eu, dacă și vreodată mi-am permis ceva în adresa oricărui stat sau state, da? Înseamnă că așa era atunci situația la moment. Dar asta nu înseamnă, cum am fost întrebat într-o zi, da, iată, dumneavoastră ați declarat că decideți ambasada sudă, că băi băi. Eu am spus-o în contextul și am explicat în care, dar astăzi eu pot să vă spun cu certitudine, dar oricare ambasadă care se implice în chestiile noastre interne, miluit nu o să fie nimeni. Fix așa cu mașii care stau prin birouri și consultă pe unii, tot așa care cu mașini speciale mai vin pe la noi pensie, spermă, pleacă și tot așa. Domnul Gonță, domnul Gonță, eu vreau să vă spun un lucru, că dacă eu nu voi fi distrus și terminat, pentru dânsi asta o să fie stanța conecină, prosba asfăbădiți vagonă. Și pentru guvernare, pentru cei care îi ghidează, pentru cei care îi susțin într-un mod foarte urât și măr contra dorințelor cetățenilor din Republica Moldova. Eu cu ochii mei personali am văzut și eu știu multe din culisă. Da. Să știți că eu cunosc multe. Da. Eu am văzut mașinile demnitarilor de stat, cei mai importanți, la reședințele de stat ale ambasadorilor, acasă. La mic dejun. Încă o dată, la mic dejun nu-i problemă. Nu. Neoficial. Neoficial. Okay. Adică chemați așa, că vin la tata. Domnul Gonță, te cheamă așa, știți când? Atunci când au cuștiții. Iată atunci poți să dai așa și poți să dai așa și cum vrei. Înțelegi? Eu deși am spus, pentru mine este foarte important să-mi păstrez independența. Asta este cel mai scump lucru.